Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei. Bine, ne-am reîntâlnit. Înainte de a începe vlogul, vreau să mă mulțumesc pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Florica Perca, Maia Golovin, Honceru Angelica. Mai sunteți, dar nu vă mai rețin numele. Vă îmbrățișez cu drag, a voastră, Pantele Laura. Și acum să începem. Ce vedem, dragii mei telespectatori? Ieri, cum începe misiunea, Codruț îl îndeamnă pe Radu să facă cuplu cu Adriana, să devină cumnați. Din lucrul acesta înțeleg, de fapt, de mult am înțeles că Alexandra caută neapărat să o cupleze pe Adriana. Ba cu Marinescu, ba cu Alex, ba cu toată lumea, știm destul de bine. Iar acum văd că o altă variantă ar fi Radu. Doar s-o placă cineva pe Gina Felea, pe Adriana și să aibă și ea un cuplu, să nu mai acuze lumea că stă de pomană în casă. Radu, bine ar fi să-ți dai cu reveneală și să încerci să nu te apropii de Adriana, că iese fum. Mare atenție! O să mai revin asupra subiectului, le iau în funcție de cum s-au și întâmplat în emisiune. Ce vedem? Vedem că Maria este interesată de Paul. La ce mod? Dacă îl deranjează pe Paul că Seia a avut tentative de relație în această casă și nu au fost puține. Bineînțeles că sare Codruț. Că ce o interesează pe Maria lucrul acesta și pe Paul ce l-ar interesa ce a făcut să ia în trecut, înainte să-l cunoască. Măi, Codruț, noi știm că tu accepți orice și că pe tine te interesează decât prezentul. Dar ce să vezi, măi, Codruț, mă, că și în prezent te-a lăsat în casă și a plecat în Dominicană. Care femeie cu principii și-ar fi lăsat iubitul acasă și să plece ea în concediu? Să mă ierte Dumnezeu, din femei ușoare. N-ai cum să faci femei de casă în viața ta, măi, Codruț. Dar tu nu cunoști sentimentul ăsta, tu ești obișnuit cu genul ăsta de femei și atunci accepti orice. Să știi că mulți bărbați nu acceptă, dar voi puncta imediat. Cine sare? Adriana, Alexandra și Sea. La afirmațiile Mariei că un bărbat cu principii se uită și la trecutul femei. Perfect adevărat, Maria, aici ai avut mare dreptate. Sunt foarte mulți bărbați care se respectă și sunt conștienți că o femeie cu un trecut dubios și îndoielnic nu va uita niciodată ce a făcut și va face în continuare. Chiar dacă nu va face o perioadă, după care îi se aprinde beculețul, că ele nu prea suportă, din ce am observat eu de-a lungul vieții, monotonia. Ele vor tot timpul schimbări. Și așa că de asta este și vorba în popor, din femeie ușoară n-ai cum să faci doamnă de casă. Și bineînțeles că sar cele care se simt oarecum ofensate cu un trecut îndoielnic și spun: Alexandra vrea să scoată în evidență că, cum adică un bărbat, dacă nu se uită la trecutul, dacă se uită la trecutul unei femei, nu mai are principii. Da. Da, Alexandra, așa este, un bărbat cu principii care se respectă, gen Jador. Știm toți că el a iubit-o foarte mult pe Ela, dar pentru că Ela mai glumea, deci mai glumea cu băieți, el a spus o vorbă mare. Eu sunt lăutar și nu vreau o astfel de femeie care să se uite și la alți bărbați. Păi ce fac când plec la o nuntă? Stau să mă gândesc, oare când o ajunge acasă o găsesc cu cineva în pat? Cam ăștia sunt bărbații cu coloană vertebrală care se respectă și vor o liniște și un cămin adevărat. Cu femeile ușoare este foarte greu. Niciodată, eu una nu știu, o femeie cu un trecut îndoielnic să fi fost credincioasă până la final. Nu știu. Poate dumneavoastră știți. Eu una, bine, nici nu am avut foarte multe, dar din prieteni am auzit că și după 20 de ani tot
călcat strâmb. Așa că de asta aveți mare grijă, fetele viitoare tinere, trecutul vă va urmări toată viața și când veți vrea să fiți doamne, vi se va scoate în față tot. Exact ce s-a întâmplat și cu Bianca, să nu uităm. Așa că Alexandra, Adriana, Seia, nu vă așteptați să găsiți soț, bărbat adevărat, cu principii sănătoase de viață. Că veți găsi decât bombardieri, care ei ori vor da în darul beției, ori vă va bate din orice pentru o singură privire, că știe ce trecut ați avut, și atunci cam asta e. Trecutul urmărește toată viața persoana. Cât am vrea noi să spunem că nu trăim în trecut, nu este adevărat. Trecutul va fi adus în față când ne așteptăm mai puțin. De asta vă și spun, respectați-vă pe voi. Și dragii mei telespectatori, dacă nu sunteți de acord cu mine, lăsați-mi comentarii. Dar eu una așa am fost crescută de tatăl meu și mi-a spus, în primul rând, respectă-te pe tine, după care pe mine și pe bărbatul tău. Și în primul rând când vor fi copiii tăi. Nu care cumva să ai un trecut urât și să ai un băiat și acel băiat să fie umilit de foștii tăi sau de copiii foștilor tăi. A fost și tata cu maică ta. Ceva de genul îmi spunea tata tot timpul. Ai grijă la demnitatea ta și la reputația ta de femeie corectă și cu minte. Așa că, Alexandra, Adriana, Seia, iar v-ați dat cu bâta în cap și ne-ați arătat că nu vă interesează, dar de fapt pe voi vă macină trecutul. Fapt că s-a văzut în emisiunea asta ce ham purtați, dar faza cea mai urâtă e că nu conștientizați cât de greșite sunteți și mergeți din greșeală în greșeală. Codruț, mai rău s-a făcut de râs, mai bine tăcei, Codruț, și nu aducei în discuție acest subiect, pentru că se știe destul de bine ce ți-a făcut Alexandra și în casă, și în dominicană, cum râde cu alți băieți, cum ea este un zâmbet toate când intră un alt bărbat, uită de tine. Să nu uităm ce a făcut cu Romeo, când l-a văzut pe Romeo. Și nu uita, Codruț, că era cu Aian și când te-a văzut pe tine, a uitat de Aian și te-a luat pe tine. Asta se va întâmpla și cu următorul. Te va uita și se va uita la celălalt. Că astea sunt, genul ăsta de femei, astea sunt. Ce am mai văzut la Seia? Seia are un vocabular foarte urât. Care este problema ta, mă, și care e problema ta? Niște jargoane urâte, urâte. Păcat, păcat de tine, Seia, că te faci neplăcută prin atitudine, prin ton, prin vocabular. Ești sub orice critică, mă, Seia, mă. Păcat, păcat că ți-ai făcut și tu cât de cât un nume, că eu una n-am știut de tine, dar am înțeles că ești o cântăreață și mai bine rămâneai acolo, mai bine nu veneai în emisiune să ne arăți ce hram porți. Și uite, faptele tale, ca să vedeți că am dreptate, faptele tale din această emisiune, nu mai ai respect față de nimeni. Niciun bărbat nu te mai respectă, Seia, pentru că ești foarte permisivă. Și aici se ajunge. De asta vă și spun și poate mi-o luați în nume de rău. În loc să mi-o luați în nume de rău, mai bine stați și meditați și vedeți că tot ce am spus eu, mai târziu sau mai devreme, am avut dreptate. Așa că să-i aveți cu ochii tăi acum în emisiune că nu ești respectată și că nu mai are nimeni, niciun bărbat, încredere în tine. Și mai ales că te perinzi prin lumea lăutarilor. Crede-mă, Seia, că dacă nu-ți dai cu reveneală, mai toți lăutarii te vor vrea în baie. Mare, mare atenție. Ce vedem? Vedem că Maria iese afară când se pune melodia și încep tot să danseze și ea iese afară și ne adresează nouă un mesaj telespectatorilor. Să o înțelegem și să nu o judecăm. N-avem cum, Maria, să te înțelegem atâta timp cât nu te înțelegi tu pe tine. Tu nu știi ce vrei, bal vrei pe Marinescu, banul vrei pe Marinescu, bal faci gelos, banul faci gelos. Prima dată dă-ți cu reveneală și înțelege-te tu pe tine.
și abia după aceea să ai pretenția ca noi, telespectatorii, să te înțelegem. Că s-a văzut tot ce am spus și am presupus că tu l-ai instigat pe Marinescu și ai avut niște acțiuni de cea mai proastă factură. Acum SEA ne-a demonstrat și a spus cu voce tare că tu opuneai să se dea la Marinescu. Urât, foarte urât și nu știu de ce mai aveai tu reacțiile astea. Din moment ce vrei ispite, să îi bași pe gât. De aici ne dăm seama lipsă creier, Maria. Și, dragii mei telespectatori, vreau să vă spun că Maria nu plânge că l-a pierdut pe Marinescu, nu plânge că nu i-au ieșit, de fapt ea plânge că nu i-a ieșit niciun plan și este exact ca copilașul ăla mic, când nu-i faci poftele, atunci începe și dă-și din mâini și din picioare și plânge. Cam asta este Maria. În momentul când nu iese nimic și nimic nu i-a ieșit, acum începe și se victimizează și plânge și e nervoasă că nu i-a reușit niciun plan. De aici, Maria, ne arăți că ești foarte rea, foarte obraznică și posesivă. Să înțeleg și am rămas uimită că vrei să o păcălești și pe doamna moderatoare spunând că ai un băiat cu care vorbești și să aflăm că, de fapt, tu nu vorbeai cu nimeni. Păi atunci, măi, Maria, cum vrei să mai avem încredere în tine? Deci crede-mă, și pământ în gură dacă iei, și foc în gură dacă iei, eu una nu te mai cred. Așa și Marinescu. Cum să mai aibă încredere în tine când toate suspiciunile lui s-au demonstrat a fi adevărate? Că tu, de fapt, făceai decât materiale. Și acum o dai că ești îndrăgostită. N-ai cum să fii îndrăgostită și să iubești un om și să-l faci să sufere. Nu există așa ceva. Decât dacă ai un scop, un interes. Dați-vă și dumneavoastră cu părerea dacă considerați că Maria l-a iubit vreodată pe Marinescu. Nu, din punctul meu de vedere, a fost decât o strategie a Mariei să rămână în casă. Și știi să joci foarte bine, atâta timp cât ne-ai păcălit pe toți că îți place Marinescu. Îți place pentru câteva secunde, când ești tu atunci înfierbântată, dar după care tu ai în cap unde vrei să ajungi. Urât. Urât. De asta vă și spun, minciuna are picioare scurte și adevărul tot timpul triumfă în fața minciunii. Așa că, Maria, ți-ai luat un mare hate pe merit și asta doar din cauza ta. Nu mai arunca pisica în curtea lui Marinescu, când de fapt tu ești cea mai mare șireată și cea mai mare pisică. Ce mai vedem? Comănici spune stop Marianei. Dragii mei telespectatori, suntem sătui de stopul lui Comănici. Vom vedea dacă cu adevărat se va pune stop, dar eu vă spun că nu se va pune. Va mai fi așa o perioadă după care va spune că nu poate să treacă peste iubirea pe care o are pentru Mariana. Și atunci iar începe victimizarea, iar Bianca cu Livian, cu None, spectacol. Ce-am mai văzut? Codruț, bineînțeles că acum se vede și el lupul moralist și dă lecții de moralitate bărbaților. Măi, Codruț, mie mi-ar fi rușine. Tu, cel mai încornorat din casă, tu să dai lecții de moralitate bărbaților. Măi, dă-ți cu reveneală prima dată, uite-te la tine cum te comporți într-o relație și ce-ți face ție femeia și după aceea atrage atenția celorlalți bărbați, că te faci totul de râs. Ce-am mai văzut că Alexandra și cu Adriana se duc în camera roșie și îl cheamă pe Radu să facă mișto de el. De aici, dragii mei telespectatori, ce să înțelegem că aceste două surori au crescut într-un mediu vicios de cea mai joasă speță și că ele nu știu altceva decât să umilească bărbații, să bată bărbații și după aceea plâng de sărbători că sunt singure și plâng cu sticla de băutură în față că ele sunt singure. Păi din cauza asta sunteți singure, că nu știți să vă comportați cu un bărbat și că nu știți să respectați un bărbat, știți să-l umiliți, după care vreți să se comporte frumos cu voi. Nu.
De aici ne-ați demonstrat multe. Măi, mă, Adriana, mă, ce să vezi că nici Radu nu te vrea. A zis că vrea să fii cumnata lui, nu iubita lui. Așa că lăsați-o, lăsați-o, Adriana, că te faci de tot râsul. Acum spui că Marinescu, vai de capul tău, vai de capul tău, Adriana, vrei neapărat. Și aici Alexandra te învață și nu faci altceva decât să te comboare și mai jos, și mai adânc în groapă, în groapa prostiei, și nu ori vrea să-ți facă manevră, ori nu se gândește. Și încă o dată ne demonstrează că ea calcă pe cadavre, chiar dacă te face pe tine de râs, preferă să se ridice ea și pe tine să te arunce în groapă. Așa că nu mai spune că Marinescu te place, că Radu te vrea. Radu te-a a spus că mai repede te ia de cumnată, nici de cum de iubită. Așa că lasă-ne. Radu, dă-ți cu reveneală. Fugi de lângă suror ca să nu ți-o iei și tu în freză. Ce vedem? Vedem că Sea începe să dezvăluie tot ce a făcut Maria cu ea. Dragii mei telespectatori, încă o dată am avut dreptate că Maria a făcut decât teatru strategii de cea mai proastă factură. Și se acum recunoaște că a învățat-o tot Maria. Urât, Maria. Urât. Foarte, foarte urât. De asta nici nu o să te mai placă nimeni și nu te văd. Nu te văd cu o familie cât de curând. Pentru că ai o gândire diabolică și ești foarte egoistă. Nu se face așa. Ce-am mai văzut la Radu și mi-a plăcut foarte mult când a spus eu îmi doresc o femeie care să vadă decât un singur bărbat. Bravo ție, Radu! Da, bravo! Așa trebuie să fie un bărbat adevărat care se respectă. Nu cum e Romeo, care se laudă cu una care a mai fost pupată în văzul tuturor, care este animatoare și tot așa. Bravo ție! Adriana scoate în evidență că Marinescu s-a luat de Lucian când a văzut că se apropie de ea, acum că se ia de Radu. Măi, Maria, măi, Alex, Adriano, dă-ți cu reveneală că te faci de tot râsul. Ce ți-a băgat sorta în cap să scoți în evidență Marinescu? Vai de capul tău! După care ce îi spune Marinescu că nu îi place de ea, că e plantă. Și vine bombardiera asta, mahalajoica asta, sticle goale cumpărăm, în casa băieților și pune suc pe Marinescu. Și Marinescu ți-a dat clasă. Ți-a arătat câtă prostie poți să ai în capul tău, Gina Felea. Inclusiv Bogdan Mocanu, care râde peste tot de tine, că e seacă, că nu ai niciun pic de feminitate în tine, chiar dacă par tu mai subțirică, mai drăguțică, așa, în anumite momente, în momentul când deschizi gura și începi să acționezi, se vede unde ai fost crescută, se vede că în tărtăcuța ta nu este absolut nimic decât răutate și prostie și așa că te-ai făcut de tot râsul. Marinescu ți-a dat clasă și v-a arătat, ne-a arătat nouă cât de prost crescute sunteți voi astea de la Vaslui, care nu mai vă vrea nici Vasluiul. Ne-ați făcut țara de râs, inclusiv Vasluiul. Vai de capul vostru de așa nu. Domnișoare, nici pe departe nu sunteți. Nu, n-aveți nimic, nimic elevat de bun simț în voi. Te-ai făcut de tot râsul, ți-a dat-o Marinescu la temelie și am văzut că mai aveai un pic și făceai infarct la cât țipai. Vai de tine, pițigăito! Vai de tine! Ce-am mai văzut? Andreea. Andreea începe să-l jignească pe Marinescu și spune măi albiciosule. Păi măi Andreea, eu știu că tu ai spus că ești animatoare și că te-ai perindat prin astfel de anturaje. Atâta timp cât tu jignești un bărbat, atâta timp cât ai jargoane, nu te halesc, atâta timp cât vorbești găjos, oare de unde vrei tu respect de la bărbați? Ai arătat la cineva că ești o domnișoară de bun simț? Nu. Ai arătat
că ai fost crescută și că te perinzi într-un mediu vicios, cu jargoane, hai mă, lasă-mă, nu te halesc. Și atunci îți primești exact ceea ce meriți, exact ceea ce dai. E o vorbă, ce semeni aia culegi. Atâta timp cât tu te porți ca o mahalagioică și ca o femeie de ultimă speță, asta îți primești. Și acum încep să jignești bărbații. Măi, dar eu nu vă înțeleg pe voi. Voi, că femei, jigniți bărbații și aveți pretenția ca bărbații după aceea să vă respecte. Nu are cum. Nu are cum în viața lor să vă mai spună să rămână doamnă când voi faceți hai bă, hai mă, nu te hales mă. Să-ți fie rușine. Nu ți-e rușine de tati. Nu ți-e rușine de fratele că am văzut că plângi. Păi ce exemplu dai? Ce creștere ai avut? Măi, dansatoare, animatoare. Vai, vai de tine. Ce-am mai văzut? Că Maria acum nu mai știe cum să-și scoată cămașa, că s-a făcut de tot râsul și pe bună dreptate toți am văzut că e foarte, foarte perversă și foarte mincinoasă. Acum asta e, Maria, tu ți-ai făcut-o, nu știu cum îți vei mai scoate cămașa. Ce-am mai văzut că Andrei a venit și i-a oferit un buchet de flori a ei, să-i mai acorde o șansă. Frumos! Dar Andrei, mama ta nu te-a învățat? Buchetul de flori se dă în sus, la morți îl dăm în jos. Mare atenție! Asta e, dragii mei telespectatori, Puterea Dragostei. Aici închid acest vlog. Ne vedem mâine. Vă doresc un weekend minunat, cu drag, a voastră, Pandele Laura.